apără Tătărușanu, aceasta e cupa. Dacă vreți să mai vedeți, dați subscribe la podcastul nostru Betur Show, ediția 30. Da, ar fi foarte interesant ca Tătărușanu să aibă o contribuție majoră la un scudetto mult așteptat pentru Milan. Din 2010, parcă. Da, dacă nu mai mult chiar. Oricum, e bine că avem măcar un român, nu? Care să joace la un nivel înalt și care să aibă și o contribuție destul de importantă. Citeam că n-a mai apărat nimeni un penalti într-un derby de la Madalina de vreo 40 de ani. A reușit el, poate și cu un pic de contribuție de la Simone Inzaghi, care a schimbat executantul. Eu zic că l-a apărat el, nu l-a ratat Lautaro Martinez, că nu știu, din 10-6 penaltiuri de felul ăla ar fi fost goluri, poate chiar 7. Da, nu? Plus că Lautaro Martinez este executantul obișnuit al loviturile de la 11 metri, dar e ciudat totuși că a fost schimbat. Cialanoglu, care mai era și foarte motivat. Și foarte iubit de milanez după plecarea la Inter. Da, eu zic că dacă am avea, dacă fotbalul s-ar juca cu trei portari, am avea șanse să fim la mondiale cu naționala, că l-avem și pe Niță, care e un portar destul de ok, și pe Ionuț Radu, care e un portar destul de ok, și Tătărușanu la Milan. O echipă cu trei portari am fi și noi. Da, oricum, Tătărușanu putea juca liniștit și funda central, nu la cât de înalt este. Dar e foarte bine că a ajuns la acest nivel, deși de multe ori s-a râs de el, chiar și suporterii Milanului. Vai de mine, va apăra Tătărușanu, ce dezastru va fi, nu prinde nimic. Și uite că acum, dintr-o dată, e unul dintre eroii lui Milan. Betur Show, ediția 30 aniversar, avem o cupă aici. Ce s-a întâmplat cu și o prăjitură? Ia să vedem. Ia. La mulți ani! Mulțumesc, este... Nu, nu spunem ce este. Nu știu. Poate cineva ne va vedea la un moment dat. Vorbim de echipa națională care are două meciuri decisive joi și luni? Sau duminică? Duminică. Joi și duminică cu Islanda și Liechtenstein. Vorbim puțin de Liga 1. Am putea vorbi de Liga 2, unde Lulaco a dat o dublă la Concordia Chiajna, dacă nu știai asta. Da, știam, bineînțeles, nu e problemă. Tenis, Djokovic, poate cel mai mare jucător al tuturor timpurilor, după ce a bătut recordul de Masters-uri la Paris. Ai zis-o de parcă ai crede-o, așa. Da, vreau să-i păcălesc pe cei care cred că l-am las slăbesc ritmul. Iar la fotbal european vorbim de nou antrenor al Newcastle, vorbim de Ole, normal, de Ole Gunnar Solskjaer. De lupta interesantă din Italia și o să-ți propun un pariu, rămâneți pe aproape să vedeți ce pariu o să am eu cu Viorel mai încolo. Și puțin de Spania, cu Xavi care a venit... Xavi bătrânul? Nu, Xavi Xavier Hernandez, Causeu sau ceva. Fostul mare mijlocaș al Barcelonei, noul antrenor al Barcelonei. Betur Show, ediția 30, să pornim la drum. România-Islanda. Am văzut cote de 1.60-1.70 pe victoria României. Destul de valoroasă această cotă. Da, pentru că probabil că și bookmakerii se așteaptă ca Islanda să vină în vacanță cumva la București, deși am văzut declarații războinice ale selecționerilor lor, că puteam mai multe și în tur, dacă acum venim super motivați, dar m-am uitat și peste lot, evident, lipsesc numele mari în frunte cu Gylfi. Și am văzut și mulți jucători tineri, ceea ce pentru naționala Islandei nu s-a prea întâmplat. Adică cel mai periculos jucător poate ar fi fiul lui Eidur Gudjonsson, cel care ne-a ajutat totuși în această campanie să fim pe locul al doilea. Bjarnason e în lot? Parcă e și Bjarnason, mai e și Skulason și încă unul dintre veterani. Adică, și... dar oricum mult mai puțin 30 plus decât erau înainte când au reușit marile lor performanțe. Egal cu Argentina la mondiale, ceea ce în 2018 chiar nu-i puțin lucru. Și au bătut Anglia la Euro 2016, ceea ce iarăși nu-i puțin lucru. Da, România, Islanda, Armenia, Macedonia de Nord, contează și meciul ăsta destul de mult, dar depindem de noi mare parte să ajungem la baraj. Da, sper că nu vom face și noi și macedonenii egal și după aceea în ultima etapă să stăm cu... Mi-am amintit de un campionat de prin 2012-2013, când se băteau la titlu FCSB și ASEA Târgu Mureș și în ultima etapă cred că au făcut amândouă 0-0 sau 1-1
FCSB-ul a jucat la Iași, a făcut 0-0 și parcă ASEA egal cu Oțelul Galați. Deci a fost foarte, foarte antrenant, adică chiar cu sufletul la gură, dar nu la modul ăla cum trebuia. Dar ce e cu cupa asta pe masă aici? E cumva, cumva un îndemn pentru echipa națională că o să puteți și voi să câștigați cupa mondială sau? Păi are fi echivalentul unei cupe mondiale, această calificare la play-off, acolo unde haide să trecem un pic în revistă cu ce echipe ne-am putea întâlni. Adică mă uitam peste exemplu clasament, ne-am putea întâlni cu Spania, ne-am putea întâlni chiar și cu Italia, dacă Italia nu trece de Elveția și cumva termină pe 2. Polonia? Polonia, una dintre Portugalia și Serbia, mai continuăm? Avem clar prima șansă, da, e clar că avem prima șansă. Mai ales că jucăm în deplasare, primul meci, Soto. E dublă manșă, ok. Da, cu cap de serie, deci oricum ar fi, cam asta era, maximum. Am fost pentru câteva minute pe locul întâi în această grupă, atunci când aveam 1-0 în Germania, dar să fim serioși, era mult prea mult. Și revenind un pic la Islanda, e păcat că nu au avut această criză când a fost acel baraj pentru Euro. Măcar să fi trecut de ei atunci. Eu cred că pierdeam la Budapesta. A, bine. Că au jucători tineri destul de buni. Atacantul lui Leipzig, sunt niște jucători ok acolo. Șobol Șalai și Ronald Șalai de la Mainz. Sunt 3-4 jucători în Bundesliga de la maghiari. Sunt șanse mari să privim împreună pe Duna TV campionatul mondial, nu? A, nu-l mai dă nimeni în România? Păi nu, da, zic așa. Dar, da, pe lângă faptul că e dublă manșă, sunt și două tururi. Nu e numai o singură, adică dacă treci de primul baraj, mai ai un baraj, nu? Parcă așa. Sorpresa, da, da, da. Păi câte echipe din Europa se mai ducă și la mondialul ăsta și așa? Cât sunt? Câte? Sunt 14? Sunt. Multe, sunt multe, dar cine știe. Dar se extinde la 48 cât de curând și sau probabil 64. 128. Dar trebuie să mai inventăm țări ca să fie, da, la o să fie. Să fie ca un turneu de mare șlem așa să fie. Să joace în fiecare săptămână câte un meci, adică de la 128 o săptămână asta avem 64, peste 2 încă 32, tot așa, faci o pauză la un moment dat, oricum se joacă în decembrie anul viitor sau foarte atipic de noiembrie decembrie în Qatar. Bine, by the time we get there, mai avem podcastul viitor în care vom sărbători, vom ridica cupa în cinstea calificării noastre la baraj, pentru că mi-e greu să cred totuși că România nu va obține două victorii. Adică cu Islanda, clar, va fi mai greu, dar și cu băieții din Liechtenstein. Dar cine crezi că va marca la noi? Cine crezi că va fi atacantul meciului? Te rog, hai să trecem revistă și ce atacanți avem în lot. Adică e Andrei Ivan, ok, care are în formă, să zicem. În formă, da. Dar la echipa națională, deocamdată, n-a prea arătat nimic. Alături de doi atacanți pur sânge, doi marcatori adevărați în acest sezon, Denis Alibek și George Puskas. Deci Puskas nu mai are un gol la Reading din aprilie. E dorit la CFR Cluj în ultima vreme pentru că nu mai face față la Reading. Ar fi un duo fantastic, Alibek și Puskas în atac la CFR Cluj. Păi și Debeliu și Omrani, ce facem? Îi trimitem la Reading în loc? Păi nu. Și cea mai interesantă convocare este cea a lui Enes Sali. Da, am văzut. Da. Cel care este convocat. Ne era teamă că ni-l fură Turcia. Da, l-au furat nemții pe Max Nicu la un moment cam dat. Cum am făcut Spania și cu Ansu Fati și cu Bojan Krkić. Nu? I-a debutat repede și parcă mai erau. Bojan Krkić, care că era vărul lui Messi, dar nu știu cum. Da, n-am înțeles niciodată cum poate să fie un sârb văr cu un argentinian. S-au întâlnit în Barcelona și au devenit verzi, nu știu, nu înțeleg. L-a luat în spațiu. Ca la noi. L-a luat în spațiu. Nu, e vărul meu, serios. Bojan, care nu prea a făcut mare lucru. Da, după asta spun, dar e clar că vorbim de un nou talent, un nou Hagi, însă să sperăm că nu. Un nou Hagi altul decât fiul lui Gheorghe Hagi? E o ocazie bună și pentru adevăratul Hagi din buletin, Iani, să arate din nou că este în creștere, cel puțin la echipa națională. Adică a făcut niște meciuri bune, ultimele două cel puțin. Nici la Rangers ne-a arătat rău. Dar nu e titular la Rangers, adică e în primii 16 acolo. Da, dacă Steven Gerrard se duce la Aston Villa,
poate Giannis va fi printre primii jucători pe care îi va lua. Sau va rămâne la Rangers și poate va prinde echipa cu nou antrenor. În orice caz... Oricum, el n-a confirmat pe nicăieri, de fapt. În orice caz, dacă ne uităm pe lotul nostru, trebuie să repetăm că în condițiile date, locul al doilea... E doable. Ar fi o performanță. Nu știu ce să spun. Plus că nu e Markovic de data asta, adică chiar fără Markovic ne va fi greu, dar vom reuși. Trebuie să reușim, mai ales măcar să repetăm primele reprize din meciurile cu Germania și Armenia. Că în cele secunde avem noi probleme. Adică să forțăm cu Islanda, 1-2-0, să fim peste ei și apoi... Dar zi de freebet-urile alea, ai niște freebet-uri, vrei să zici tu ce mai devreme. Păi, cadou pentru tine, dar cadou și pentru iubitorii acestui podcast, număr din ce în ce mai mare. Apropo, una dintre condiții este să dați subscribe. Betfair s-a gândit să ni se alăture și vom avea 3 freebet-uri de 25 de lei. Pentru cei care vor da pronosticuri cât mai apropiate pentru 2 super meciuri de duminică, 2 meciuri care ne interesează și pe noi în vederea barajului, să vedem pe cine batem, Portugalia-Serbia și Spania-Suedia. Sunt 2 super meciuri pentru care așteptăm pronosticurile voastre cu scor corect. Dacă le ghiciți pe amândouă, fantastic. Dacă sunteți cât mai aproape, iarăși... veți fi luat în considerare. Dacă sunteți foarte mulți, facem o extragere. Avem aici o cupă. Găsim și niște... Facem și o să fie frumos. Da, și Portugalia... Nu, de acolo nu o să plece Ronaldo, adică sigur. De la națională nu pleacă cum amenințe, că pleacă de la Manchester acum, că nu-i place că e pe locul 6. Plus că Ronaldo... Atenție, atenție, n-a marcat împotriva României, deci îți dai seama, el așteaptă meciul ăsta de baraj ca pe altceva. Nici cu Moldova nu cred că a marcat, deci e ok. Da, o să vedem ce se va întâmpla cu Naționala, vrei să vorbim puțin de Liga 1, erai bucuros pe aici când am venit, când tai după acel meci senzațional, când ați răpus pe oamenii lui Ionuț Chirilă. Cum a fost? Eu nu m-am uitat la meci, am promis că am avut, deci mi s-a întâmplat să mă uit la 4 sau 5 meciuri rapid și n-a câștigat niciodată. Și am zis, băi, uite, hai să nu mă uit la meciul ăsta că poate câștigă de data asta și uite că s-a întâmplat. Bine, cumva era de așteptat că Rapidul să se chinuie împotriva ultimei clasate. A fost un meci nebun, cu 3 penalturi, cu un gol de cascadorii râsului încasat de, altfel, bravul portar moldovan, dar până la meciul cu Clinceni, că în meciul acesta a fost cam absent. Și Rapidul a oferit un meci nebun într-o etapă destul de cumințică, de altfel, în care FCSB a suferit în fața celor de la Voluntari. Apropo că tot citim că Edi Iordănescu e pe Făraș, dar acel Făraș costă vreo 500.000 de euro. Cam asta ar fi problema. A, știu băiatul să pună problema, na? 500.000 de euro. Da, nu numai Victor Pițurcă se pricepe la clauze. Dinamo... Apropo de Lukaku. Dinamo a jucat în nota sa obișnuită și a pierdut cu... Nu a jucat așa rău de data asta. Am să fie puțin... Adică Mircea Rednic a găsit ceva pozitiv în repriza a doua. A zis că am jucat bine în repriza a doua. Da, că am luat un singur gol, sau? Oricum, nu s-așteptau să bată CFR Cluj, hai să fim serioși. A, bine, ok. Și după această pauză vom vedea iarăși alți jucători noi. Foarte amuzant, Dan Petrescu, că a zis că a fost cel mai bun meci în campionat de la revenirea lui pe banca CFR-ului, de la cel mai recent descălecat. Bine că ne-a zis că am bătut o echipă cu buget mare. stai. Păi fanii ăia crezi că sunt săraci? Adică dau bani serioși la echipă. Da, dau bani serioși, dar... Renunță la abonamentul de la Netflix și se uită la DDB TV. Da. Da, măcar fanii sunt singurul aspect pozitiv legat de Dinamo în acest moment. Dar vedem după această pauză competițională ce se va schimba. Era și pe Nica să redebuteze. Da, e clar că Dinamo trebuie să strângă puncte. Trebuie să strângă puncte cât mai repede. Se apropie și momentul adevărului că va începe returul un meci cu Clinceniul. Să aibă ce înjumătății după aia. Da, să aibă ce înjumătății după aia. În vreme ce...
spuneam și data trecută, s-a așteptat și Laurențiu Reghe că am fi bine a venit acest, acel duș rece, o înfrângere împotriva farului de la farul. Mm-hmm. Da. Adică o repriză bună, prima repriză ok, hai, poate nu bună, pe malul mării și apoi au căzut pe final într-o înfrângere care totuși ar putea să-i ajute, adică să îi facă să mai revină cu picioarele pe pământ. Pentru că sunt cu o mână pe cupă, pe Cupa României, joacă, așa, joacă în sferturi cu, cu Filiașul. Filiaș, wow. CSO sau FSO Filiaș. Da, eu m-am uitat la... Nu știam că, nu știu, mai există fotbal în... M-am uitat pe hartă, în primul rând, să văd unde este Filiaș, nu știam. Filiaș. Da, este o filială a Iașului, nu? Ai mâncat multe să... de astea sau ce? Da, da. N-ai văzut-o venind, ca să folosesc romgleza, da, pe care o mai aud în comentariile de la noi. N-ai văzut-o pe asta venind. Da, CFR-ul începe să-și ia distanță serioasă și cred că nu-i va mai da dacă, nu știu, termină campionatul la 17 puncte și cu... No, e de vreme totuși. Sunt 9 puncte, nu? 8-9 puncte. Ok, acum. Și le jumătățești și parcă... Păi da, dacă ajungi la 16-17 o să ai 8 și va fi greu să te prindă cineva, să pierzi de 3 ori în play-off, mai ales că una, două echipe din play-off vor să fie doar să facă, nu știu, nu să fie pe acolo, să vadă cum e frumos în fotbalul mare românesc, unde aerul rarefiat. Faru sau, nu știu, poate Rapid, I don't know. Bine, CFR Cluj mai are două meciuri chinuitoare în Conference League, nu? Ca să termine și cu acea competiție. N-ar fi scus să obțină măcar o victorie acolo. Cu Randers în deplasare sau cu Iablonețe acasă? Da. 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 Poate cu Iabloneț acasă, ca să termine frumos, da, să meargă un fel de petrecerea de Crăciun a... Cupă. Petrecerea de Crăciun a firme. Uite, mă, am bătut, uite ce frumos, facem poze, chestii, da. Stil better than Roma, nu? Că totuși n-au luat un 6-1, n-au făcut... Da, se poate mai rău, da, adică se poate să fie... Da, și Solskjaer se gândește că nu e atât de rău că există Roma lui Mourinho, adică... Așa și Dan Petrescu tot așa, să uite, Solskjaer, mai, echipă mare, nu face față. Eu poate aș fi antrenat mai bine pe Manchester, habar n-am. Da. Oricum, ne așteaptă un retur foarte interesant, pentru că sunt vreo 8-9 echipe care se bat pe acele locuri de play-off, poate și mai multe care se bat să evite retrogradarea. Să anunțăm un campionat în sfârșit interesant și cu coada ochiului ne uităm cu speranță și spre Liga 2, ca să fac o mică paranteză, acolo unde pe primele două locuri sunt Petrolul și Cluj. Nu sună rău. Concordia stă bine? Mă rog. Mă rog. A fost cel mai interesant meci de ziua de marți, fiind n-am găsit niciun meci interesant. Aproape că m-am uitat la meciul ăla, îți dai seama. Da, marea comunitate de fani în Concordia Chiaș ne abia așteaptă revenirea în prima ligă și derbiul. Să revedem un super meci Concordia cu FC Voluntari. E un da. Dar în schimb un Petrolul cu Rapid, un Ucluj cu CFR Cluj, nu sună rău. Ucluj care a bătut Brașovul luni, parcă. Mă rog, FC Brașov adevărat sau nu... Hai, dacă și Brașovul facem cu FCSB-uri și de-astea... Oh, facem, stai liniștit. Cam atât despre Liga 1. Mai e ceva de zis de Liga 1? Ce-ar mai fi de zis? Tenis. Este Djokovic cel mai mare jucător din toate timpurile? Îi acordăm acest trofeu? Băi, nu știu, aș acorda postamentul ăla, dar... Păi, a urcat totuși pe piedestal. A început cumva mai greoi Masters-ul de la Paris. A supraviețuit unui decisiv cu tiebreak în semifinale cu Hurkacz. Calificat și... la turneul campionilor Hurkacz, by the way. Da, și atunci cumva a venit logic această victorie din finala cu Medvedev, unde la fel a fost nevoit să revină, dar... Ia cam arătat cine e teticul circuitului. Da, m-am uitat pe lista de jucători la turneul campionilor și n-arată așa de trist ca aia de la feminin care începe joi sau azi. Azi noi filmăm miercuri, deci azi începe primul meci undeva spre seară. Hurkacz, ok, Casper Ruud, really? Adică, ok, Holland e top class, dar Casper Ruud să ajungă la turneul campionilor e... Cam mult. Oricum, așteptam la mai mulți norvegeni. Totuși, sportul, tenisul e un sport destul de scump. Norvegenii o duc bine, mă așteptam să văd mai mulți norvegeni
Ei sunt bun la sărituri cu schiurile și la patina, la curling. La biatlon, rup totul, da. Dar trebuia să vină și acest moment, într-adevăr. Fără Nadal, fără Federer, fără Wawrinka, fără... Și cu toate astea un line-up care chiar arată bine. Fără Aliasim, din păcate. Da, și Grigor Dimitrov, care mi-ar fi plăcut să... Câți oameni să mai fie? Să facă și acolo cu 16. Nu? Turneul campionilor să fie... Super campion. Da, exact. Da. Și acolo poate un moment al adevărului, dacă vrei, dar... Team lipsește, de exemplu, care n-a avut un an prea bun. Dar Djokovic pornește și acolo ca mare favorit la Torino, că tot ne întrebam data trecută unde se ține. Uite, la Torino, wow! Pentru marea comunitate de români de acolo a fost organizat. Și nu l-au invitat pe Marius Copil sau pe Filip Gianu, dacă tot comunitatea în români și n-au un wildcard sau ceva? Poate dacă îl va organiza Ion Țiriac în viitor. În schimb, la feminin, oricine poate câștiga acel turneu al campioanelor, cumva... A lipsit foarte multe jucătoare bune acolo. Adică... Știu. Cumva, strict din punct de vedere al formei, Anett Kontaveit pornește favorită și acolo. Numai că este un hart outdoor. Dacă era indoor, clar era marea favorită acestui turneu. Așa ne putem aștepta la o surpriză. Ori Krejcikova, ori Sabalenka... De ce? Te rog, nu pronunța, te rog. Nu o să pronunțăm, nu. Ori o jucătoare hispanică cu origini venezuelene, ori... ori poate chiar... cine mai e? Badosa. Despre Badosa vorbeai, nu? Da, clar, nu de tendința ta. Lipsesc Naomi Osaka, Ashley Barty, Simona Halep, Serena Williams... Victoria Azarenka. Stoneamul lor. Deci, practic, făceam un turneu al campionelor din cele care lipsesc mai atractiv. Un pic. Turneul adevăratelor campioane. Carolina Plișcova e și ea pe acolo. Băi, doi care, din punctul meu de vedere, atât de Garbini, Muguruza, sunt cele mai... Nu, dar era într-un context meta, în care nu vorbeam despre ea cu șanse la trofeu. Meta. Da. Așa? Ele două sunt cele mai experimentate. Mai este și Iga Swiatek pe lista aia de 8. Nu știu, și locul exotic, și line-up-ul exotic. Mă aștept la meci de tipul 6-0-0-6-7-6. Adică, la un moment dat, cum a fost un meci între Sara Errani și Venus Williams, acum câțiva ani. Da, și în care poate Mrs. Almost Plișcova să joace iarăși o finală, să ia bătaie ceva. Deci, da, Plișcova a pierdut foarte multe finale astea. Da. Ne așteptăm din partea ei oricum să-i dea cei mai mulți ași în turneu, pentru că pare jucătoare cu cel mai bun serviciu. Apropo de asta, puteți citi avancronici pentru turneul campionilor, dar și pentru turneul campionilor pe Betur. Și pentru calificările pentru mondiale, ultimele meciuri. Da, da. Și vom avea, să sperăm, și o cronică cu o avancronică cu finala pe care o va juca Simona la Linz, pentru că să vorbim și despre ce ne interesează, ne afectează pe noi în principal. Faptul că Simona Halep joacă acest ultim turneu la Linz în speranța de a lua măcar un trofeu în acest an. Are și astăzi, când înregistrăm noi, un meci destul de important pentru reintrarea în top 20, într-un turneu în care și Jacqueline Cristian... Emma Raducanu a ieșit deja. Da. Am citit comentarii foarte nasoale dimineața asta. Am văzut o postare de la un site de sport și românii comentau, unii români comentau, dădeau cu părerea despre cariera ei și... A, deja gata, ha? Da, e terminată cariera, deci practic nu mai are nicio șansă. A prins momentul ăla, bucură-te, fată, de treaba asta, că de acum înainte mergi numai în jos. Asta era tonul, știi? Te prindea Simona, Da, nu. Și la modul ironii de alea când ziceau românca noastră, de fapt, românca noastră wannabe sau ceva. Era foarte... E fiorător, nu știu. Adică mă gândesc că ce-o fi dacă oamenii ăștia... Nu. Eu mă aduc la un gen într-o dimineață din greșeală să se uite la comentariile astea. Ce poate să facă? Ce poți să înțelegi din chestia? Bine, cred că jucătoarele din circuit și jucătorii, dar de foarte multe ori jucătoarele sunt cele vizate, sunt
obișnuite sau ar fi trebuit să se obișnuiască cu astfel de nivel de hate. Fanii români printre cei mai activi din acest punct de vedere. Sunt campioni olimpici. Da, din acest punct de vedere, mai ales Simona, numai ea știe. Mă aștept să se dezvolte și un fan club special pentru Jacqueline Cristian, care spuneam și că pentru... participă și ea la Lin și a intrat în prima sută. Și mai e și acea, mai e o jucătoare româncă de 21 de ani care a fost... Și da. Gabi Ruse. Nu, mă referam la... Am un lapsus în numele. E tipa care și-a expus tatuajele și a fost foarte criticată. Andreea Prisacariu. Da, adică la modul e practic, acum e hrană, e nectar pentru hater, adică e ceva... Wow, benzină, bagă cărbuni în sobă. Da, numai că cei oameni privesc de pe canapea, alți oameni privesc din spatele fileului. Și încasează și cecuri grase. Ha, take that. iau fribeturile de 25 de lei de la Betfair dacă s-a aproape de rezultat la Portugalia, Serbia și Spania, Suedia. Echipele, da, primele două locuri. Da. Puteți să comentați chiar, pe chiar că sunteți hateri, puteți să luați chiar dacă sunteți hateri. Adică da, nu vom ține cont de treaba asta, adică nu va fi un criteriu de departajare. Numai să nu scrieți în comentariile de pe YouTube, Portugalia, Serbia 1-1, Spania, Suedia 1-1, Ema Răducanu nu e româncă. Și FCSB lui Steaua. Da, exact. Cam asta a fost cu tenisul, o perioadă agitată, Linz, turneul campionelor, Future... turneul campionilor la masculin. Cu regulile acelea pe care sperăm că nu le vom vedea implementate prea curând în tenisul mare, cu jucatul până la 4, cu, mă rog, tăiatul din teren. Unul joacă cu tricou și nu fără tricou? Sau pe Maidan? Și duminică începe și turneul campionilor de la Torino. Torino. Mă repet, Torino e. O să vine Luciano Moggi și viciază rezultatul final. E Berrettini în turneu. Ah, uite, iată. Cine îl poate ajuta pe Berrettini să meargă cât mai sus. A venit momentul meu preferat din podcast astăzi, să vorbim despre Ole Gunnar Solskjaer și Cristi Ronaldo. Still at the wheel, da, Ole Gunnar. Am câștigat un pariu cu un coleg. Opa. Am câștigat o masă caldă în ziua respectivă. aproape un free bet. Am pariat că City bate, iar el a zis 1x. Eu trebuia să nu mai fiu hater în birou câteva, până la sfârșitul anului, pe tema Ronaldo, Real Madrid, Manchester United și Dinamo. Opa. Cam mult, dar na, și... El a mers pe latura sentimentală că ține cu Manchester United, eu am mers pe latura pragmatică și uite așa am mâncat ieri un somon la prânz. Gratis. Două free bet-uri. Da, altfel ce-ar mai fi de zis? Pleacă toți antrenorii rând pe rând din Premier League, fost de mici și antrenorul de Aston Villa, am plecat în sfârșit și... Antrenorul de la Norwich, care a pierdut după un meci cu... A venit pe o victorie cu Burnley. Ok, dar da. Trebuia făcută acea schimbare. Numai Ole Gunnar bate record după record negativ. Pentru că citeam că Manchester City a avut aproape 750 de pase reușite în meciul cu United, ceea ce n-a mai reușit nimeni în Premier League. Și iată, Ole... City a avut... Sau United a avut... City. Ah, credeam că United. Da, nu le-am văzut. Nu le-am văzut, se încercați. Păi, chiar am văzut meciul. Da, nu prea a prins mingea, nu? La 750 de pase. Bine, meci a început foarte prost cu acel autogol. A lui Eric Bailly. Dar tu tot nu reușești să găsești o formulă de joc în care să regăsească prin titular și Rashford. Donny van de Beek, care totuși, cred că în fața lui Fred ar trebui să joace. Oh, celebru Fred. Febleța lui Roy Keane și nu numai. Și cumva o înfrângere previzibilă. Adică, să nu uităm, City a dominat-o și... A surclasat-o, practic, chiar dacă scorul a fost strâns și pe Chelsea, în meciul direct. Era cumva logic să vină și această victorie cu United. Și Pep Guardiola, care își permitea să râdă un pic de United după meci, dar nu vrea să jucăm ca Liverpool, să mergem să le dăm acolo. Adică nu le interesa acest aspect. Chelsea a făcut egal cu Burnley, neașteptat. Liverpool a pierdut cu West Ham, neașteptat. Bine, Chelsea a avut ceva absenți, dar într-adevăr nu... Nu prea explică a deschis nimic. Scorul, adică a fost nu egal. Nu prea explică nimic acest egal, dar e binevenit. Îi avantajează faptul că Liverpool a pierdut și s-au distanțat încă un punct față Liverpool.
Da, în vreme ce traseul cormoranilor s-a oprit un pic. Ei veneau după 25-26 de meciuri fără înfrângere și au pierdut cu revelația acestui sezon. Deocamdată revelație. Vedem. Ei tot timpul sunt revelații și după 6 sau... Da, da. Vedem. Ei și Leicester. Dar Leicester nu mai merge ca anul. Dar e clar, e tot mai clar că lupta la titlu se va da între... Arsenal și West Ham. Acum? Watford, Manchester United și Crystal Palace. Also, trebuie să vorbim și trebuie să lăudăm și noi pe Patrivi. N-am vorbit deloc, măcar așa să trecem în revistă. Patrivi era făcut o schimbare relevantă la Crystal Palace, care e pe locul 9. La 2 puncte de United, adică we're coming for you. Da, nu știu că ai văzut meme-ul ăla din The Office, din serialul The Office, cu personaje Dwight și Angela, cu Liverpool și Arsenal, că Liverpool când Arsenal avea 0 puncte și Arsenal la 3 puncte sau la 4 puncte de... Da. Uite că Arteta nu e mai rău decât Ole Gunnar Solskjaer și n-are lotul lui, adică nu... Dacă e om cu om, nu cred că... Mai puțin fundașii și... Da, și citeam undeva că până la urmă el e antrenorul cu cele mai multe victorii în primele 100 meciuri. Ca 100 antrenor. De meciuri de mandat. Ceea ce... La Arsenal vorbesc, evident. Ceea ce nu e rău deloc. Adică lotul, într-adevăr, nu e wow, nu? Vorba... Interimarului posibil din nou viitor prim-ministru, poate nu o să mai avem voie să pronunțăm asta viitor. Și e plăcut să o vedem pe Arsenal revenind cât de cât acolo. Măcar la zona de Europa League. Da, trebuie să amintim și că noua antrenor al lui Newcastle se numește Eddie Howe. Howe, am pronunțat bine? Eddie Howe. How do you do? Care pe mine m-a impresionat Bournemouth câteva sezoane. Era o echipă fără un lot. Până când au început să spargă bani, da. Au fost prima echipă pedepsită pentru nerespectarea fair-play financiar din Premier League. Mi s-a părut foarte mult. Cu asta o să rămân tatăia să mi se pare. Băi, ai problema, Bournemouth, ai. Cum ați permis să dați pe wingerul norvegian, nu, danez, era un mijlocaș danez, 4 milioane? Da, sau pe Jordan Ibe, când au dat 16 milioane, sau pe Solanke. Oh, wow. Au dat pe Ake la City ca să spele totuși. Da, da. Adică, da, vorbim de un antrenor care a ținut-o vreo vreme de, cred că, 5 ani. 7, pe... cred. 2013, 2020. Pe Bournemouth. În... A stat 7 ani, da, da, da. 5 ani în Premier League. Da. În prima ligă, care a dus-o de foarte jos, să nu uităm. Adică a luat-o etapă cu etapă, divizie cu divizie. Poate fi un antrenor interesant, dar se înhamă la o muncă foarte grea. Adică... Oricum e un rebound coach mult mai bun decât a fost Unai Emery. Cred că nici nu cred că aveau nevoie de cineva ca Unai Emery acum. Au nevoie să strângă puncte. Da, și Howe știe să motiveze niște jucători. Adică el a mai fost în situația cu locul 20 și poți să duci pe locul 14. Adică nu e ceva, e ce știe el să facă cel mai bine, de fapt. Un fel de, nu știu, Florin Marin ăsta, Viorel Hizo, așa. Sau Gigi Munțescu, nu? Gigi Munțescu, da. Hai băieții, hai că se poate, hai că vine iarna și plecați toți. Băi, nu chiar toți acum, dar nu jumate pleacă în iarnă, mai jumate vara viitoare și ai făcut ceva. Da, este o opțiune interesantă, dar este o opțiune totodată și de criză. Sunt convins că s-au lovit de multe, multe refuzări. Cred că începem cu Antonio Conte și până la Unai Emery. Cred că e 7 opțiune, 8-a, 10-a poate. Și au luat pe rând, Sam Allardyce a zis, nu vin tată, lasă că sunt bătrâni acum, nu mai vin. Plus că pe Newcastle l-a mai antrenat, nu mai vin. Dar Andone era liber. Andone Regenkamp era liber. Dar... Regenkamp nu era liber. A Trică era liber până să sesioneze cu Craiova lui Mititelu. Da, nu știu. Și n-am zis nimic de Conte, nu? Crezi că Conte... Ce crezi că poate să facă Conte în primul sezon la... Adică unde poate să-i ducă? A avut ceva dureri de cap în primele meciuri. Adică cu Vitesse au început bine, apoi au terminat un pic... Cu Vitesse, ai zis? Amical. Riscant. Nu, au jucat în Conference League. Viteze mai există? Eu am impresia că nu mai este echipa asta. De la... Viteza a fost un rapidist care a jucat la funda stânga. Ștefan Anu. Da. Și apoi un campionat, un meci fără gol dat. Nu, fără sub pe poartă, scuză-mă. Și fără gol dat, evident, cu Everton. E clar că Antonio Conte are mult de muncă, dar
dacă vorbeai de Eddie Howe, că este un bun motivator, ce să mai vorbim de Antonio Conte? Adică... E ultimul antrenor care l-a campionat cu Chelsea deocamdată, da. Cel mai recent titlu al lui Chelsea. A luat campionatul și cu Inter. După 9 ani de dominație juventină și facem trecerea spre Italia cu ocazia asta. Bine, da. Totuși, Tottenham îi lipsesc cam multe pentru un trofeu, da. Motivația vedetelor, în primul rând. Da. Dar nonetheless, e foarte bine că a venit și el. Adică avem mai multă competiție într-o competiție deja... Crezi că are șanse la locul 4? Că ăla e discutabil, că primele 3 nu cred că are cineva dubii în momentul ăsta, că e diferență de an lumină între Chelsea, Liverpool, Man City și restul competitoarelor. Sezonul acesta, până o să-i aducă pe Victor Moses, Ashley Young și toți băieții lui. John Obi Mikel am auzit. Nu știam că mai joacă, e prin China și asta ultima dată a fost la Stoke City în Premier, în campionatul, în fotbalul britanic. Până o să-și facă transferurile lui, Ranocchia sau cine o să mai... Dar să știi că Obi Mikel n-ar fi chiar atât de rău, sincer. Nu cred că ar fi mai rău decât Ben, e un mic închizător la ei. Ben Davis. Nu ar fi mult mai rău, nu? Eu mă îndoiesc că poate să fie ceva mai rău decât mijlocașii la închideri de la... Plus că au dat o grămadă de bani și pe un Dombele. Dombele chiar nu înțeleg. Și nu mai joacă Musa Sissoko. Nu înțeleg de ce nu-l bagi. Bine, a venit un antrenor care vede lucrurile altfel. Este un expert al tacticii și un excelent motivator. Și la Naționala Italiei, cât a stat, poate a avut ghinion în faptul că a avut pe Simone Zaza și Graziano Pelle între executanți, pentru că ar fi putut merge sus de tot la acel european când a fost el selecționar Italiei. Italia. Îți lansează? Facem un pariu pe 3 d-astea. Pe titlu, normal. Facem o chestie ca să vorbim peste 20 de facem așa? Așa. Peste 20 de episoade sau 25 când se va fi consumat scudetul în Italia și te lasă o echipă din Milano pe care vrei tu și eu să iau foarte Napoli. Foarte generos. Chiar am fost de treabă, da. Chiar. Foarte generos. O iau pe Atalanta, că e din Bergamo, la 2 pași. Dacă vrei să pierzi, nu cred că e așa. Dintre cele două, mi se pare că Milan trage mai mult la titlu. Hai adică să facem așa. Că... Facem rămoșag. Pe un somon, nu? Pe trei prăjituri și un somon. Sau pe mâncarea preferată, Garbine Muguruza, sau pe un hamon. Hamon. Chorizo. Da, dintre cele două, Milan mi se pare că... Dintre cele două din Milano. Da. Milan mi se pare că este mai pregătită și mai dornică să se bată la titlu în acest sezon. Inter are un sezon de tranziție, are un antrenor care poate încă n-are capacitatea aceasta de se bate la campionat. Și s-a văzut acest lucru și în derby. Mi s-a părut că a fost mai bună Interul, sincer. A fost mai bună Inter, dar parcă i-a lăsit ceva. Un pic de curaj, un pic, nu știu, să forțeze un pic victoria. La un moment dat a zis, bă, ok, hai că e bun și egalul. Ceea ce nu e prea bun, dacă privim în clasamentul. Și Milan, dacă își va recupera din oamenii care lipsesc, pentru că și sezonul trecut, să nu uităm, au avut această problemă cu accidentările. Da. Și dacă în pauza de iarnă se vor investi niște bani, cât trebuie, oricum ar fi, atunci Milan este principala favorită dacă este să privim și distanța față de Juventus, nu? Da, Juventus care tot te așteptai să -și vină, dar... Că am obosit să tot aștept să-și revină. În schimb, uite, îți pasez mingea. Așa. Spune-mi de ce Napoli. Pentru că Maradona este cel mai mare poet din istoria fotbalului. Și merită faptul, memoria lui Maradona merită. Au și niște tricouri drăguțe acum cu Maradona în noiembrie și pentru Insigne și pentru oraș și pentru faptul că n-au mai luat din 90 de la Maradona. 80. Și l-a ambiționat atât de mult acel tricou pe cei de la Verona încât au scos un egal chiar dacă au avut și doi oameni, dacă nu doi oameni eliminați, da. Pe final cu Giovanni Simeone marcând din nou, are 9 goluri în 10 etape. A dat pro 4 lui Lazio, a dat 2 lui Juventus, i-a dat gol acum și lui Napoli.
spre a frâna un pic trupa lui Luciano Spalletti. Dar, într-adevăr, dacă e să compar Luciano Spalletti cu Stefano Pioli, avantajul ar fi de partea lui Spalletti. Parcă și Spalletti cu Gattuso. Adică. Da. Chelioso mai experimentat dintre cei doi. Nu? Da, și pe lângă asta, mai e o problemă la Milan. Totuși, Milan, sunt mare parte de acord cu ce ai zis. Pioli ar trebui să învețe să-l schimbe câteodată pe Ibrahimovic, că în ultimele 30 de minute n-a existat pe teren. Adică a tras tare în prima oră, dar după aia... Ți-e și frică. Ibra! Da. Și Ibrahimovic face, poate te schimb eu pe tine. Și atunci e greu. E sigur? La modul, e sigur? Da, da. Chiar, mai gândește-te. Scoate fundașul central și bagă pe Giroud. Nu scoate pe mine. Da, într-adevăr. Da. Cam aceeași situație ca Ronaldo la United. Deși Ronaldo la United e mult mai eficient decât Ibrahimovic, are 9 goluri. Deci și Ibrahimovic are gol, dar Ronaldo e mai implicat în joc decât e Zlatan. Zlatan îi place să dea comenzi colegilor și să se certe. Da, și nu știu ce se va întâmpla cu Kessié, care mi se pare un șutor foarte bun și cred că va fi din vară, nu va mai fi la Milan. Milan va rezista și fără el, așa cum l-a pierdut pe Calhanoglu și nu pare o pierdere în acest moment. Mm-hmm. Nici Kessié, totuși e o diferență destul de mare. El cere 9 milioane, îi oferă 6,5. Atunci strângi mâna și la revedere. E păcat că Milan trebuie să piardă jucători așa, pentru că l-a pierdut și pe Donnarumma, l-a pierdut și pe Calhanoglu. Dar cred că, în definitiv, Maldini, jucătorul meu preferat all time, știe ce face. Deși la început a fost... Cezare Maldini? Toți Maldini. Daniel Maldini, toată lumea. Cred că Paolo Maldini știe ce face. Chiar dacă la început a fost super hulit de tifosii lui AC Milan, cred că există un plan acolo. Un plan și de întinerire a echipei, un plan de economisire, pentru că și acesta nu strică niciodată. Mhm. Și cred că la un moment dat vor urma și niște lovituri date de Milan pe piața transferului. Adică l-aștept și ar fi binevenite. S-a văzut și în Champions League că lotul nu e ce trebuie. Uh-huh. Și atunci să vedem ce aduce iarna. Spania la final? Ca, deși... Cu Xavi, dar nu bătrânul. Xavi bătrânul, apropo. Xavi bătrânii vă poate aduce un free bet la Betfair dacă... Faceți, dacă ascultați, dacă derulați puțin înapoi podcastul și o să aveți niște pinuri pe acolo prin YouTube ca să vă descurcați. Barcelona din rău mai rău, Realul are niște contendere destul de modeste la titlu. Singura pe care aș lua un calcul ar fi, în afară de Atletico, pe Sevilla. Nu mi se pare că Sociedad poate să emită pretenții. Sevilla a și câștigat derbiul andalus cu Betis. Nu știu, Sociedad, crezi că se poate bate la titlu? Are echipă de titlu? Ar fi frumos, nu? Nu mai joacă cu Darko Kovacevic și nici Nihat Kahveci, sau când au ieșit ei pe locul 2 acum 20 de ani. Da, e o echipă frumoasă, care la un moment dat, evident, își va cunoaște locul, să spunem așa. Mi-e greu să cred că marea experiență a lui Carlo Ancelotti nu va reuși să pună diferență, mai ales în meciurile directe cu Real Sociedad și cu Sevilla, dacă Atletico Madrid e lumea ei, adică incredibil ca o echipă condusă de Diego Simeone să primească 2 goluri în prelungiri, 92 și 96, spre a face un Real 3-3. Adică dacă în Champions League ne așteptam ca tur-retur Atletico să fie bătută de Liverpool, în schimb, să nu bați Valencia e o problemă și te pune pe gânduri pentru un antrenor foarte bine plătit în acest moment. Cel mai bine plătit. Dar cam care a început să fie cam citit de adversar. Așa cum și Mourinho la un moment dat și-a pierdut mojo-ul, că a început toată lumea să-i citească stilul, așa și Diego Simeone. Pare în pierdere. Poate nu numai din cauza lui, pentru că pe Joao Felix s-au dat o grămadă de bani și acum e un fel de, nu știu, un fel de bebe. Că tot l-am văzut în lotul lui Rayo Vallecano, acel jucător portughez pe care s-a dat mulți bani la United, n-a făcut nimic, după aceea a ajuns prin Portugalia și acum e în lotul lui Rayo Vallecano. Cam, ca și Radamel. Cam de valoarea aceea este acum Joao Felix. Și se vede. Adică Real Madrid, în acest moment, și fără Hazard,
da, nu ar fi fost el o pierdere, dar cu Vinicius sunt în mare formă. Ceea ce și cu Benzema, la un, cred că este un plus nou lider al echipei. Ancelotti, cu Benzema, pare că are drum liber spre titlu. În vreme ce Barcelona să-ți facă rost de bani, să-ți facă un nou împrumut, o nouă reșalonare pentru a-i oferi totuși condiții decente lui Xavi. Adică n-aș vrea să văd încă o legendă a unui club, nu vrem să dăm alte nume, Mircea Rednic. Da, ajungând într-o situație în care să fie hulit de fan. Vine cu mare entuziasm, a lăsat mulți bani în urma sa, dar nu știu dacă sunt 4 sau 5 jucători world class la Barcelona în acest moment. Ești generos când ești îngăduitor. Adică, hai să zic world class și wonder kids atunci, dacă vrei. Adică, ok, atunci poți să-l pui pe Fati. Ai, Ansu Fati. Gavi, poate. Gavi și Pedri, să da. Zicem, ca wonder kids sau așa. Depay, poate, dar top class, nu world class. Poate și Der Stegen în zilele lui bune când nu gafează cum s-a întâmplat în meciul cu Celta Vigo. Și Frenkie de Jong, poate. Dacă ar juca la potențial. O, deja, e pus de echipa. Simeone poate să se duce la United? Ce zici? Ar putea nu să cred că s-ar duce un antrenor argentinian în Anglia. Un antrenor... Pochettino a fost. Mă rog, de un antrenor cu spirit mai argentinian decât... Pochettino și mai ales dacă e să ne amintim acel meci direct între Anglia și Argentina în care Simeone a provocat eliminarea lui David Beckham. Dacă mai țin eu bine 98? Minte. Da, dacă mai țin eu bine minte. Ar fi culmea. Ar fi culmea, dar eu pe Simeone mai degrabă l-aș vedea în Serie A. Adică și el își dorește la un moment dat să ajungă la Inter, antrenor probabil. Acolo. La Inter cel mai probabil, da. Dar... să vedem și șeful lui Atletico. Adică i-au prelungit contractul, i-au dat mulți bani, i-au dat și mulți bani de transferul până la urmă, adică l-au readus pe Griezmann, i-au dat bani o grămadă pe João Felix. Nici Luis Suarez nu cred că are un salariu mic. Nu. Deși el își face datoria, spre diferențe de... Uh-huh. Aș spune chiar și de Griezmann. Poate Fernando Torres ar trebui reinventat. Da, sau Fernando la care am să-i vești. Trecăm peste această glumă. E un campionat, hai să zicem, un pic mai antrenant decât în anii trecuți. Decât Germania și Franța. În Spania, da. În sensul în care a început deocamdată destul de echilibrat. Așa. Hai că încă sunt cap la cap, uite și Rayo Vallecano, că e pe loc de cupă europeană în acest moment. Hai mă că se poate, e campionat adevărat acolo, știi? În da, acest spirit vesel și cu hai România, cu Islanda, hai băieții, hai România, cu cupa! Închidem episodul 30, care a fost aniversar un pic așa, cu această prăjitură cu ciocolată și sos de cremă de cireșe și ne vedem săptămâna viitoare. Nu uitați să dați subscribe, nu uitați să comentați... pe canalul nostru de YouTube, dacă vreți să intrați în posesia unui free bet de la Betfair. Ne referim aici la meciurile Portugalia-Serbia și Spania-Suedia. Dacă veți ghici scorurile corecte la cele două sau veți cât mai aproape, veți fi luat în calcul. Eu zic că este un cadou binevenit și este doar începutul, așa cum și noi suntem doar la ediția cu numărul 30. Sport în toate!